un joc în deplasare. Așa cum știți, etapa trecută rezultatul a fost favorabil. Suntem foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat pe teren, de felul în care s-a exprimat întreaga echipă, de atitudinea pe care au avut-o. În afara celor 3 puncte, este foarte un bucurător faptul că am avut public numeros la stadion, având în vedere condițiile meteo de afară și faptul că Sibiu în această perioadă este aglomerat din punct de vedere al evenimentelor de tot felul. Un lucru foarte important pentru noi. Am avut public care ne situează în topul spectatorilor la meciul din etapa trecută. De la meciul de sâmbătă, din punctul meu de vedere, așteptăm un rezultat bun. Sperăm să venim acasă cu cele 3 puncte puse în joc. Mai multe despre acest lucru sunt convins că o să vă spună domnul Pelici. Iar după aceea, dacă e cazul, răspundem la întrebările. Da, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Așa cum spunea și domnul președinte, e o nouă etapă, un alt joc. Am început cu drept această ediție de campionat și încercăm să rămânem pe aceeași linie și ne dorim să ne întoarcem cu punct sau cu puncte de pe terenul unei echipe unde se câștigă foarte, foarte greu, sau cel puțin așa a fost anul trecut. Formația în ediția trecută a fost o nucătare și a fost una din surprizele acestei ligi a doua. Un jucător bun în componențe, un joc consistent și cel puțin în jocurile de acasă a fost problema tuturor echipelor cu care s-a întâlnit. În privința lotului, în continuare, Stancu, din păcate, este accidentat. Revine neașa după suspendare. Așa cum am spus și data trecută, sperăm să fim inspirați în locătoria primului 11 și să ne îndeplinim obiectivul pentru acest joc și anume să ne întoarcem cu punct sau cu punct, așa cum am spus. Sperăm să vină și în urma unui joc bun, așa cum s-a întâmplat și cu cele 3 puncte din jocul cu Baloteștiul. Și pe această cale vreau să mulțumesc oamenilor care au venit la stadion și sper ca să continue și noi să continuăm cu jocuri bune, să vină număr cât mai mare, pentru că în jocurile de acasă urmează două meciuri foarte, foarte interesante, cu Dunărea Călăraș și apoi cu UTA, echipe care și-au anunțat dorința de a promova la începutul perioadei de pregătire. Cam asta e ceea ce am de spus. Mai departe, băieții. Răzvan. Da, vreau să vă spun și Dumnezeu, în primul rând. Ne aflăm în fața primului meci în deplasare. Venim după un meci bun pe care l-am câștigat, am vrut să câștigăm acasă. Mergem încrezător la Fumaț. Eu personal vreau să câștigăm acest meci și să ne consolidăm poziția din fruntea clasamentului. Este foarte important pentru noi acest meci, în prisma faptului că întâlnim o echipă care anul trecut